Bună dimineața, dragi colegi și iubitori ai sportului pescuit. În această dimineață am ieșit un pic după multă vreme pe apă. O să pescuiesc la șalău cu peștișor viu, două lansete la staționare și una la spinning. Este prima oară când încerc să încarc bateria sonarului de la motorul nou achiziționat, să vedem ce se va întâmpla. Avea 10,31, cam așa ceva. Să vedem când ajungem la locul de pescuit cât mi-au încărcat. Este o perioadă, un traseu scurt, vreo 500 de metri de la locul meu. Apa s-a tulburat foarte tare, este foarte tare tulbure și voi încerca să folosesc montura cu peștișor viu la staționar, poate din cauza apei că s-a tulburat un pic, avem ceva succes. Chiar astăzi vreau să-i mulțumesc domnului Marius Giacal din Timișoara, un fabricant de gume, de șaduri, de pescuit, pistere, chiar și jiguri, da. Vreau să-i mulțumesc pentru pachetul care mi l-a trimis și astăzi chiar voi testa gumele primite de la dumnealui și vedem ce și cum, ce succes avem și ce prindem. Când am plecat avea 10, uitați-vă, are 13 acum volți, dar tot scade. Sperăm că s-a încărcat un pic, numai cât să-mi controlez eu aici zona și să-mi găsesc o structură unde să mă postez și să văd. Sper să se vadă. Am ajuns la locul de pescuit. Acum vom începe să deschidem lansetele. Dacă aveți lansete telescopice, acestea se vor desface începând de la vârf, trăgând fiecare element în parte și continuând până la cotorul lansetei. Când vom încheia partida de pescuit, acestea se vor închide invers față de cum le-am deschis. Acum armăm cu plumb. Data trecută v-am prezentat această montură. Deci este eficientă deoarece acum noi am putut să dăm plumbul jos, nu s-o bălângăni pe lansete, nu le-o lovit și vom putea să punem plumbul foarte ușor pe agrafa care am pus-o la capăt. Se va agăța destul de frumos, pac, și pofteți montura. Foarte eficient. Vom introduce un cărășel. Cărășelul de obicei se agață în coamă, sus, unde are aripioara aceasta, sau în coadă, dacă îi o băgăm în coloana vertebrală, dar atunci putem să-l ucidem și să moară. Vom lansa prima lansetă și vom aștepta. Am lansat prima lansetă, vom deschide bățul de spinning. Sunt nerăbdător să încerc gumele primite de la domnul Marius din Timișoara. Deschidem lanseta de spinning. Eu folosesc un Sportes Good Speed cu
cu acțiune de 28-68 de grame. Folosesc această montură deoarece pescuim pe Dunăre. Este un loc sălbatic în care peștii nu prea cunosc eliberarea și ne putem trezi cu un pește mușcat de coadă și să nu avem neplăceri după aceea, deoarece nu avem o lansetă solidă, un fir bun și o mulinetă puternică. Înțelegeți ce vreau să spun? Deci vreau să vă prezint gumele de la domnul Marius. Ceva shaduri de 10 cm, niște viermi foarte eficienți acum, verzi foarte buni pe o apă tulbure. Astea sunt de la mine. Așa. Atunci avem aici iarăși niște viermi foarte eficienți cu coadă. Tip relax foarte buni, foarte eficienți în această perioadă, diferite culori care se potrivesc foarte bine cu apa tulbure. Mai avem niște shaduri galbene. Avem ceva verde, pe verde. Nu! No, foarte puțin se vede ceva somn, dar nu știu dacă e somn, poate e șalău, vorba ta. Și aici tot niște șaduri roz. Sper să fie eficiente, astea tot de 10 cm sunt. Trebuie să stea somnul la apă așa mic. Probabil, cine știe.